vorba mi strâmbă și pipită, eu știu că te-am rănit spunând că ne-ai luat și trai și pipită și ai înnăvălit de-al meu pământ. La 120 de kilometri de orașul Bălțeni, satul Perărâta din raionul Briceni, se află casa părintească al regretatului poet Grigore Vieru, transformată acum 6 ani în muzeu. Aici, Vieru parcă mai este viu, prin tot ce a lăsat drept moștenire, un adevărat tezaur al culturii românești. Cred că oricine din locuitorii satului se mândresc într-adevăr cu așa comoară, aș zice, este, mă rog, Grigore Vieru a fost scriitor al întregului neam, nu numai al Perăritii, și într-adevăr a lăsat un tezaur, un patrimoniu deosebit pentru cultura Moldovei și a României întregi. Poate cineva care acolo nu a lucrat, e Grigore Vieru muzeu, dar eu acolo tot am uns cu lut iarna. Tot am căutat lutul, am căutat tot și am făcut lucrurile și am văruit. Afară, înăuntru, asta nu e un garaj care să nu știe mâinile noastre. Muzeul a fost renovat în cadrul unui proiect inițiat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, susținut de către Guvernul României. Satul de baște din al lui Grigore Vieru, satul Perește, este sat înfrățit cu comuna Dumbrăveni din județul Suceava, România, și dumnealor au făcut un gest generos și ne-au cadonat acoperișurile toate și îndrila care o vedeți la Casa Muzeu este procurată de dumnealor din România. Casa Mare a rămas intactă și este asemeni unui portal în copilăria poetului. Și noi ne aflăm în Casa Mare, la Grigore Vieru, acasă. Casa Mare decorată de însuși mama poetului, bătrâna Eudochia, cu mânuțele ei cele harnice. Tavanul și pereții sunt în original, așa cum ne-au rămas. În Casa Mare stă un covor din zestrea familiei Vieru, donat de soția Raisa. Covorul moldovenesc din Casa Mare, cadonat de doamna Raisa, fiindcă ăsta e cadou de nunte, pe care l-a primit atunci când Grigore Vieru a dus-o să o prezinte ca mireasă rudilor din sat. Bucătăria de vară a mamei Eudochie a fost transformată într-o sală de expoziție, cu cărți, diplome și fotografii din viața de toate zile ale poetului. Noi avem aici diploma de absolvire a Universității Ion Creangă, Facultatea Limbă și Istorică și Istorie Moldovenească. Avem prima cărțul editată de Grigore Vieru în anii studenției la editura Școala Sovietică. Deci fotografia cu mama, sora și fiul surorii la Chișinău, Grigore Vieru fiind student la universitate. În muzeu sunt expuse și câteva manuscrise de la poetului, printre care și scrisoarea de la mama. Avem, iată, manuscrisele poetului, avem poemul Lucian Blaga și Iezii lui Creangă și iată avem scrisoarea de la mama. Să-l comemorăm pe Grigore Vieru nu doar de 2 ori pe an, să ne amintim de el în orice vers, despre mamă, copilărie și dragoste de neam. La asta ne îndeamnă cei care păstrează cu mândrie memoria poetului. Grigore Vieru este cel mai prețios poet român al neamului românesc. Dumnealui spunea că el este o lacrimă a marelui poet Eminescu. E un lucru nespus de frumos, o poezie dulce și armonioasă. Din păcate, mânați de vreme și nevoile cotidiene, membrii familiei Vieru trec tot mai rar prin sat. Fiul mai mare locuiește în România, fiul mai mic locuind în Chișinău vin foarte rar, mă rog, sunt ocupați, au chestiile lor, serviciu, foarte des ne dau câte un apel telefonic, se interesează cum o ducem, dacă nu ducem lipsă de ce. Călin Vieru, fiul mai mic al poetului, recunoaște că nu a călcat de mult pragul casei părintești, iar din cauza pandemiei, anul trecut nu a fost deloc la Perărâta. Ne străduim să mergem o dată pe an, atunci când are loc și festivalul Duplex cu invitație din România. Mai des nu prea reușim să mergem. Copilăria am petrecut-o acolo, în fiecare vară am fost. Atunci când a fost inaugurat, atunci am venit cu mai multe lucruri personale și de aici și din biblioteca poetului, din lucrurile personale, dar și din cele personale care erau împrăștiate prin sat. Le-am mai găsit și le-am adunat. Feciorul spune că este gata să contribuie la amenajarea și renovarea muzeului, doar că nu primește solicitări în acest sens. De atunci, cred că nu mi-aduc aminte de ceva special, dar nu am avut solicitări de astea mai mari.
de exemplu, pentru o reparație sau pentru a aduce un birou, o masă de scris sau un fotoliu, nu am avut. Presupun eu că toate sunt aranjate într-o așa o armonie, că mai multul deja va fi prea mult. Iar prietenul devotat al poetului, Eugen Doga, nu a fost deloc la baștina lui Grigore Vieru. Nu, dumnealui nu a fost niciodată. A fost Tudor Gheorghe cu concert gratis în localitatea Pererita, Fuego cu concert gratis în satul Pererita, poetul Petru Rotaru a fost la noi, Mihai Cimpoi. Angajații casei muzeu spun că lipsește vizitatorul. Lipsesc cei care ar putea păstra secole înainte memoria marelui poet. Noi suntem cu ușile deschise oricând ar veni cineva. Dar cred că este nevoie de dorința populației, să spunem așa, precum și Moldova, ca să vadă ceea ce au în țară, nu să pleci peste hotare. Grigore Vieru a murit la 18 ianuarie în urma unui grav accident rutier. A fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce.